Bine v-am găsit! Astăzi vom învăța câteva lucruri noi despre verb alături de prietenii mei, Ana, Bogdan și Cristina. Vă mai amintiți ce este verbul? Să vedem! Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea sau existența ființelor, lucrurilor și fenomenelor naturii. Ana, Bogdan și Cristina sunt elevi în clasa a treia, la fel ca voi. Ei vor participa la activitatea de prezentare a cărților citite în cadrul clubului de lectură din școala lor. Este un proiect de echipă, de aceea ei au ales să-și împartă sarcinile astfel. Eu aduc o coală mare albă, propune Ana. Bogdan și Cristina spun, noi aducem creioane colorate și carioci. Eu scriu titlul și autorul cărții, zice Ana, iar colegii ei completează. Noi scriem numele ilustratorului și editura. Ana mai are o propunere. Eu relatez pe scurt o întâmplare. Bogdan și Cristina au și ei o idee bună. Noi relatăm detaliat întâmplările preferate. Pare un plan bine pus la punct, nu-i așa? Haideți să identificăm cuvintele care exprimă acțiunile copiilor. Aduc, aducem, scriu, scriem, relatez, relatăm. Minunat, am reușit să identificăm corect toate verbele. După cum observăm, avem două situații. Una este aceea în care acțiunea este realizată de o singură persoană, în cazul nostru de către Ana, în timp ce în a doua situație, aceleași acțiuni sunt realizate de mai multe persoane, adică de Bogdan și de Cristina. Ce se întâmplă cu verbul în fiecare pereche de enunțuri? Foarte bine! Verbul își schimbă forma după numărul persoanelor care fac acțiunea. Verbul a aduce devine aduc când vorbește Ana și aducem când vorbesc Bogdan și Cristina. Verbul a scrie devine scriu când acțiunea e săvârșită de Ana și scriem când ea se referă la ceilalți doi copii. La fel se întâmplă și în cazul verbului a relata. El își modifică forma după numărul persoanelor. Relatez, dacă e vorba despre o singură persoană, relatăm când acțiunea e realizată de mai multe persoane. Prin urmare, vom spune că verbul are două numere. Singular, atunci când acțiunea este făcută de o singură persoană, și plural, atunci când acțiunea este făcută de mai multe persoane. Care va fi numărul verbelor din următoarele enunțuri? Copiii lucrează în echipă. Acțiunea este realizată de mai multe persoane, așadar verbul lucrează este la numărul plural. În propoziția, doamna învățătoare îi ajută, constatăm că acțiunea este făcută de o singură persoană. Prin urmare, numărul verbului este singular. Cu mare atenție la numărul persoanelor care săvârșesc acțiunile, vom reuși să completăm și următoarele enunțuri cu forma corectă a verbelor din paranteze. Să începem! Verbul a participa va deveni participi. Tu participi la activitate și este la numărul singular. În al doilea enunț, forma potrivită a verbului a aprecia este apreciază. Ei apreciază prezentările și este la numărul plural. Vom completa ultimul enunț cu forma aplaudați, verbul fiind la numărul plural. Voi aplaudați la finalul activității. Să vedem acum cât de corect și de repede realizăm corespondențele între persoane și acțiuni, având grijă ca numărul verbului, singular sau plural, să corespundă numărului pronumelui personal. Eu citesc, tu alergi, el povestește, noi alergăm, voi povestiți, iar ele vor citi. Iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre. Am reușit împreună să învățăm că verbul are două numere, singular și plural, schimbându-și forma după numărul substantivului sau pronumelui a cărui acțiune, stare sau existență o arată. V-ați descurcat minunat și sunt sigură că veți reuși să identificați cu ușurință verbele și să indicați numărul acestora. Succes!